Salut prieteni, bine v-am găsit pe tutorialevideo.info și în acest tutorial video de astăzi am să vă vorbesc despre un mic programel pentru convertirea imaginilor. Vă cum vedeți, suportă versiunile de Windows XP, Vista, Windows 7, 32 și 64 de bits. Și cu ce ne ajută mai exact acest program? Haideți să-l descărcăm și să vă arăt exact ce putem face cu el. Voi lua direct fișierul de tip exe. Și trecem direct la instalare. Este un programel foarte micuț. Și am dat click pe finish, da? Haideți să-l și pornim pentru prima dată, să selectăm folderul de output, îl vom face aici pe desktop și vom scrie resize picture. Ok. Quality lăsăm la 80% și formatul îl vom selecta atunci pe moment, da? Și am dat click pe exit. Bun. Haideți să ne alegem o imagine, da? Am dat click dreapta, send to. Da, am uitat să bifez atus send to menu. Îmi pare rău. Da, deci am dat click dreapta, send to convert, da? Și aici vom alege JPEG, de exemplu. Da, după cum vedeți, ne-a fost trimisă imaginea, însă trebuie să setăm max file size, să zic 100 de kilo și calitatea un 50%, pentru că vom pierde și din calitatea pozei și din mărimea acestea. Haideți să mai dau încă o dată o altă imagine. Deci am dat send to și send to convert. Și haideți să alegem PNG. Mai dăm încă o dată. Exit și... Da? După cum vedeți, ne-a făcut-o pe 100 pe 75 imagine. Bine, asta mărimile pot fi modificate, da? După cum vedeți aici, avem o rezoluție de 3200 pe 2400 și aici avem o rezoluție de 1000 pe 75. Asta poate fi modificat și puteți să vă faceți, să zic, haideți că alegem toate pozele. I-am dat click dreapta, send to convert. O să văd că nu suportă o conversie la mai multe poze odată, da? Am dat direct. După cum vedeți, ne-a făcut din nou imaginea, are un kilo. Asta cu rezoluția puteți să vă setați de acolo, de la setări. Este cea mai mică problemă, dar este foarte ușor de utilizat pentru că este în meniul contextual de la Windows și dintr-un click dreapta putem să ne facem treaba foarte, foarte repede. Ok, atât despre acest send to convert. Ne auzim în tutorialele video viitoare. Dacă aveți întrebări, reclamații, nu vă plac tutorialele noastre, vă plac, vă rog frumos să ne lăsați un coment ca să vedem că ne apreciați munca. O zi bună și la revedere!